Am mers într-o vizită la Centrul Municipal de Tineret din curiozitate, mai ales că la finele lunii noiembrie a fost inaugurat și Scoarul Tinerilor, un loc ideal pentru diferite activități și în aer liber. Pentru că în interior, tinerii care vin la centru au de toate. O bibliotecă modernă cu titluri actualizate, cu jocuri de societate, săli spațioase pentru diferite activități, chiar și un pian funcțional. Am stat de vorbă cu președintele centrului, Petru Grecu, care a făcut o totalizare a anului 2021. Astfel am aflat că centrul are deja peste 5.000 de beneficiari. Un obiectiv propus care a fost atins cu ușurință. Veți înțelege de ce după ce veți vedea materialul pregătit. Am admirat preț de câteva minute Scoarul Tinerilor de la Centrul Municipal de Tineret din Chișinău. M-am și legănat înainte de a intra în clădirea în care aveam să descopăr atâtea săli destinate vizitatorilor. Am început cu biblioteca, unde am găsit titluri noi de cărți pe care orice tânăr care vine la centru le poate citi. Îmi place că aveți și diplomele afișate aici. Da, practic avem 2 ani de zile de activitate. Dar am reușit să acumulăm experiență, să avem multe succese și iată le-am pus aici pe toate ca să vadă cei care vin aici la centru, chiar dacă îi cunosc despre reușite, pentru că toate aceste reușite au fost făcute împreună cu tinerii. Sigur că și, da. De fapt, tot ce facem este cu și pentru tineri. Și ziceam despre acest spațiu care l-am amenajat special pentru tineri. Este o bibliotecă în care tinerii pot să vină, să iau o carte, să o citească ori aici pe loc, pentru că le oferim tot spațiul necesar. Da, am văzut că sunt săli suficiente. Da. Avem și sala de recreiere și aici e sala de lectură, dar o mai folosim, e multifuncțional centrul nostru. Și aici este și sala de ședință și sală pentru jocuri de societate, că avem și jocuri de societate pentru tineri în care ei pot să vină să facă ce vor ei, pentru că pentru asta e centrul de tineret. Bine, aveți și activități organizate când este vorba de a planifica ce urmează să faceți? Da, evident, avem un plan de activitate, avem direcții de activitate în care implicăm tinerii în diferite planificări și tot așa mai departe. Deci noi tot ce facem e cu tinerii. Dar, așa cum se obișnuiește, după muncă trebuie și răsplată, deci au unde să se recreeze. Am văzut băieții joacă ping-pong, aici pot să citească. Mi-au plăcut foarte multe titluri. Deja mă gândesc să vin și eu la biblioteca voastră să iau o carte două în cumprumut, pentru că nu pot să rămân mult timp aici ca să citesc. Între timp, tinerii au început să vină la centru pentru a fi prezenți la diferite activități. Tinerii care vin la centru, beneficiarii, se înregistrează. Așa. Pentru ca să ducem evidența câți tineri vin, ce vârstă au. Deci, practic, iată, sunt mai multe întrebări, da? De exemplu, dacă ești prima dată la centru, deci la început când vii, vârsta, locul de reședință, ocupația ta, de unde ai aflat despre centru. Deci, practic, avem, pentru că decât să semneze toți pe hârtie și după care noi să ducem calcul. Așa, și voi aveți, și automat. Deci am noi înțeles, acum, voi cunoașteți în felul ăsta câți tineri vin la centru. Iată, cu ajutorul la acea platformă, noi deja avem peste 5.000 de beneficiari care au venit, au venit la noi la centru. Iată, dacă deci vorbim sală despre... sală colorată, ce aveți aici? Deci aici este sala de un hub pentru tineri, unde vrem să o mai dezvoltăm și să facem... Deci este o sală în care tinerii fac de obicei ședințele, un spațiu unde ei pot să creeze, să scrie diferite proiecte. Noi învățăm, de fapt, pe tineri. Avem mai multe programe de dezvoltare personală pentru ei. Dacă vorbim despre un voluntar care vine prima dată la noi la centru, deci noi avem perioade de recrutări de câteva ori pe an, noi avem un program de mentorat, în care fiecare tânăr nou care vine la centru este în primul rând susținut, are un mentor care îl ajută să se încadreze mai ușor în activitatea centrului și deja pe parcurs îl încadrăm în una din direcțiile pe care noi le avem. Învățăm să planifice, avem direcția de comunicare PR și marketing, direcția... Am văzut băieții, da, lucrează, direcția, deja montau ceva, un filmuleț. Exact, direcția planificare și organizare, direcția resurse umane, direcția team building, direcția care formează diferiți viitori formatori.
Deci avem jur de 7 direcții, dintre care avem și echipa mobilă, avem o emisiune la centru, care este montată de băieți. O emisiune săptămânală? O emisiune care apare de două ori pe lună, pe YouTube, avem un canal de YouTube și acolo promovăm tot ce se întâmplă în Chișinău despre tineri. Și este... pentru tineri, foarte frumos. Da, exact. Mergem mai departe, avem... Aici ziceam despre acel studio de filmări. Iată, aici este zona în care noi filmăm, practic, toți invitații. Chiar mă bucur că aveți un astfel de studio. Iată, putem să discutăm aici cu toate condițiile, da, și lumina și ambianța plăcută. Pe această cale, felicitări, da? Sunt 2 ani de activitate a centrului, mulți ani înainte. Și dacă ar fi să faci o totalizare, câte ați reușit în acești 2 ani? Da, mersi. Deci 2 ani de zile în care, într-adevăr, s-a muncit foarte mult, pentru că când am câștigat concursul aici în calitate de director, ne-am trasat, eu am știut din start cât de mult o să avem de muncit, pentru că centrul de tineret, de fapt, este un spațiu în care tinerii trebuie să se simtă ca acasă. În 2 ani de zile am reușit, am lansat, iată, recent scoarul tinerilor, o zonă de agrement pentru ei, în care să poată pe timp de vară să participe la... Foarte frumos, apropo. Da, am legănat și eu un leagănul de afară. Da, pentru că este un spațiu în care îl vom utiliza la maxim, vom face diferite activități, spectacole în aer liber, de teatru, vom promova tinerii talentați. În acești 2 ani am devenit o instituție gazdă de voluntariat. Acum avem peste 100 de voluntari la centru implicați în diverse procese, pentru că, ziceam, noi cumva creștem acel voluntar de la început prin lansarea unui simplu program de mentorat prin care încercăm să-i ajutăm să devină tineri activi în societate, până la ceea că ei devin manageri de programe, ajung să conducă ei unele activități de la centru care sunt în planul nostru de activitate, alături de și ghidați de către specialiștii și lucrătorii de tineret de la centru. Am reușit în 2 ani să facem acest studio, să creăm diferite legături cu organizații de tineret, să facem ca tinerii din Chișinău să beneficieze de diverse programe. Iată, spre exemplu, suntem la al 2-lea an de implementare a programului municipal de granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă, lansat împreună cu Direcția Generală pentru Educație, Tineret și Sport. Acest program vine să susțină tinerii care au o idee de proiect, iar noi venim cu partea financiară. Și iată, deja al 2-lea an, anul ăsta avem 12 organizații de tineret care implementează proiecte cu susținerea financiară a noastră din municipiul Chișinău. Tot anul acesta... Mă refer nu doar din capitală, sunt și, da, din și suburbii, exact, da. Atunci când selectăm organizațiile câștigătoare, încercăm să vedem și partea asta geografică, poziționarea geografică, ca să ne axăm și pe tinerii din suburbii. Noi, în general, avem pentru anul viitor un program foarte interesant în care să implicăm inclusiv și tinerii din suburbii, absolut din toate suburbiile, în diferite activități, pentru că noi, practic, vrem să dezvoltăm și centre de tineret în următorii ani și consilii de tineret în următorii ani, așa fel încât să acoperim geografic toate suburbiile și toate sectoarele, pentru că avem foarte mulți tineri care vor să se implice, poate nu știu unde să se adreseze, iar noi vom veni cu suportul necesar ca ei să se regăsească. Avem diverse programe, cum ar fi programul cu cluburi de interes. Avem 8 cluburi de interese la centru, pe diferite domenii, atât clubul de fotografie, de jocuri intelectuale, dezbateri, educație financiară, educație juridică, în care tinerii vin și fac deprinderi de viață. Avem programul de abilitare antreprenorială pentru tineri, încercăm să facem ca tinerii să înțeleagă ce înseamnă o afacere și dacă vor să lanseze o afacere, care sunt primii pași. Mai mult ca atât, ne-am propus să lansăm un program de startup-uri pentru tineri, să susținem chiar financiar tinerii care vor să-și lanseze o afacere. Mă bucur foarte mult să aflu că s-au pus pe roate atâtea
activități, da, și planurile foarte bune sunt ceea ce ține de crearea acestor centre de sector și în suburbii. Doamne ajută să reușiți și într-adevăr să fie suficienți bani pentru aceste planuri să se poată realiza. Și tineri care să beneficieze. Și tineri, exact, dar cred că tinerii vor fi cei mai bucuroși să fie, să poată fi beneficiari acestor centre. Sunt foarte mulți tineri care și-ar dori aceste lucruri, dar nu au avut parte și probabil nici nu cunosc care există. Noi am avut de foarte multe ori problema asta, ne contactează părinții unor tineri sau chiar tinerii și ne întreabă, uite, ce aveți, cu ce vă ocupați, dar totul este gratis, adică cumva nu este percepția asta că unde se mai vede ca să existe ceva gratis pentru ei, da? Iar noi, într-adevăr, încercăm să promovăm chestia asta, că sunt centre care vă oferă tot suportul, absolut totul gratuit. Avem și consiliere gratuită psihologică la centru în care tinerii pot să vină să discute cu psihologul. Deci orice e de ce au nevoie tinerii pot să găsească într-un centru de tineret. După interviu, am continuat vizita prin centru, ajungând în cea mai mare sală, cea de conferințe. Un spațiu în care, de fapt, se petrec cele mai multe și cele mai mari evenimente pe care le avem la centru. Bun, că aici îți ziceam că centrul de tineret este un spațiu, schimbăm repede, da? Dacă trebuie aduce mese, dacă trebuie le scoatem, punem beanbag-uri și tot așa mai departe. În funcție de activitate. Da. Și, practic, îmi pare că această sală este și cea mai spațioasă, mai ales acum, în contextul pandemic, am concentrat toate activitățile aici, pentru că alte săli, așa, mai puțin. Aveți și un pian acolo? Da, avem și un pian. Este, de fapt, o donație din partea unei tinere care a plecat peste hotare. Apropo, sunt tineri care poate nu au vrut să învețe să cânte la pian, au venit aici, au încercat și acum am luat la cursuri de pian. Adică cumva i-am trezit interesul ăsta față de pian. La pian nu am cântat, însă ping-pong am jucat. Sunetul acesta îl recunosc de la distanță. Știi despre ce este vorba? Ping-pong! Nicoleta, spune-mi, de cât timp vii la centru? De 10-11 luni. Dar zi-mi, ce te motivează? Pentru că ești elevă, studentă? Da, sunt elevă. Mă motivează foarte mult tinerii de aici, energia lor, mărățișările lor și toate oportunitățile care le avem la centru. Adică, nu știu, în fiecare zi e ceva interesant aici. Chiar dacă nu sunt activități, sunt tineri cu care putem să ne jucăm jocuri de societate sau să vorbim, să discutăm diferite experiențe. Cam așa. Ai reușit în aceste luni să fii parte la activitățile planificate din timp a centrului? Da, am fost în mai multe activități, în mai multe proiecte. Ce mesaj le spune tinerilor care încă n-au reușit să ajungă niciodată la centru? Veniți numai decât aici, e foarte interesant, nu o să regretați. Cât de des veniți așa, vă adunați și sunteți acum în toiul unui joc, care și mie îmi place de altfel? Venim la centru săptămânal, săptămânal pentru activități și ședințele programelor la care participăm. Și ce vă motivează să veniți? În primul rând cunoaștem persoane noi și este o experiență de neuitat. Dar, în al doilea rând, pentru orice ședință sau activitate pe care o organizăm, câștigăm ore de voluntariat și astfel ne întreținem carnetul de voluntar. De cât timp ai carnet? Din luna iunie. Pe 1 iunie am venit prima oară la centru. Multe luni înainte. Mulțumesc mult! În cazul tău, ce te motivează să vii la centru? În primul rând, cu siguranță, la centru avem o atmosferă deosebită și asta ne motivează pe toți să venim. Și pe lângă asta, desigur, fiecare voluntar are avantajul de a câștiga un carnet de voluntar și astfel venim la centru pentru a întreține acest carnet de voluntar.
Bine, dar nu cred că faceți de dragul carnetului. Cred că vă simțiți bine și activitățile vă plac. Cu siguranță nu. La centru mi-am făcut foarte mulți prieteni de când sunt de 2 luni și cu siguranță, chiar dacă nu ar exista acest carnet, aș continua să vin la centru. Mă bucur foarte mult că veniți la centru și sunteți activi și mai ales că și sunteți tineri care practică voluntariatul. Mult succes în continuare și multe activități!